Peste 8800 de absolvenți de medicină și farmacie au susținut astăzi concursul de rezidențiat. După o amânare de o lună și jumătate, tinerii au participat la examenul în urma căruia vor primi posturi în spitale. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că toți candidații care vor lua punctajul de trecere vor avea un loc de muncă. Și promit și o schimbare a felului în care se face selecția pentru rezidențiat. România nu a ținut pasul cu țările din Occident, unde admiterea se bazează pe practică și nu pe memorarea noțiunilor. Mihnea își dorește să fie hematolog sau oncolog. A învățat un an de zile pentru intrarea în rezidențiat și crede că e timpul pentru o schimbare. Interviuri date la secția la care vrei să te angajezi, pe specialitatea pe care vrei, în care să motivezi. Însă în România, după cum știți, favoritismele și lipsa de imparțialitate ar vicea metoda foarte grav. Mi s-ar părea cel mai corect să fie o parte teoretică, care să fie însă din niște cărți internaționale și pertinente și care apar și prin alte examene în afară, și o parte pentru aptitudini, studii de caz unde trebuie să știi ce să spui și cum să spui și cum abordezi și acolo ține și de flerul tău. Materia pe care noi acum am învățat-o e foarte veche, foarte veche. Multe tehnici și materiale nu se mai folosesc de zeci de ani, dar na, acum învățăm ce ni se dă. Vreați, rămâne așa pe timp îndelungat. Nu e foarte multă logică. În România, examenul de rezidențiat se realizează după un model vechi de zeci de ani, care îi obligă pe candidați să tocească manualele, apoi au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva 200 de grile. Asta în timp ce în Occident accentul se pune pe partea practică făcută în timpul facultății. În Franța, de pildă, sunt punctate studiile de caz, iar în Anglia și Germania se iau în considerare inclusiv articolele științifice publicate de tineri în revistele de specialitate. 8876 de tineri absolvenți ai universităților de medicină și farmacie și-au depus dosarele. Pentru ei au fost scoase la concurs 4710 posturi. Toți cei care au luat cel puțin 600 din 1000 de puncte vor putea să se specializeze. Legislația va fi modificată, iar rezidenții ar putea ajunge inclusiv în clinicile private. Vom implementa o lărgire a spațiilor de instrucție pentru acești medici rezidenți, astfel încât să utilizăm baza tehnologică foarte avansată a unor spitale. Pe de altă parte, să folosim și cadrele didactice universitare. Să pregătească în așa fel încât să fie competitiv mereu și, indiferent unde vor practica, să fie mulțumiți de ceea ce fac. Pentru că ei, dacă vor face lucruri foarte bune, aceasta se va repercuta asupra întregii comunități. Examenul a fost organizat în 6 centre universitare. București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.